Chiar dacă romanul a avut de suferit anul trecut din cauza unui buget diminuat, printr-o bună selecție a proiectelor, cât și prin calitatea lor tehnică, s-a reușit să fie atrase resurse financiare de la bugetul județean și național, precum și din fondurile europene. Astfel, unele investiții importante au putut fi demarate sau finalizate. În anul 2015, municipiul Roman a putut utiliza, pe lângă resursele investiționale locale, și sume atrase, și anume, am reușit să atragem, în afară de veniturile la bugetul local, 5,9 milioane de lei, adică aproape de cele 6 milioane pe care le-am pierdut prin măsurile pe care le-a luat vechiul guvern, prin faptul că au luat banii de la municipalități și le-au dus la mediul rural, acolo unde nici nu erau necesare sume atât de mari de bani, pentru a se balasta sau pentru a se face niște rețele de canalizare. Printre investițiile realizate cu bani din alte surse decât bugetul local s-au numărat reabilitarea bibliotecii municipale sau reabilitarea corpului B al Colegiului Național Roman Vodă. Și s-a cofinanțat astfel de la bugetul județean 1,1 milioane lei reabilitarea bibliotecii municipale, de la bugetul de stat 2,9 milioane de lei investiția modernizare arteră Roman Est, iar din fonduri europene s-a atras 1,1 milioane de lei pentru consolidare și reabilitarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B. În anul 2015 s-au finalizat reparațiile capitale și modernizarea bulevardului Nicolae Bălcescu, artera Roman Vest. Investițiile și lucrările publice majore ale anului 2015 au vizat finalizarea unor obiective importante, precum modernizarea ștrandului, Complexul Moldova, sau a reparațiilor capitale la bulevardul Nicolae Bălcescu, artera Roman Vest, cât și continuarea altora, precum modernizarea arterei Roman Est, consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B, reabilitarea Bibliotecii Municipale George Radu Melidon, modernizarea pietonalului Ștefan cel Mare, realizarea zonei de picnic și agrement din cadrul Complexului Moldova. Tot în anul ce a trecut, dar din surse proprii, s-au încheiat lucrările pentru modernizarea străzii Tineretului, care au costat 1,2 milioane de lei și care au constat în reabilitarea sistemului rutier existent, îmbrăcarea cu dale de beton a trotuarelor și extinderea parcărilor adiacente străzii.